Ca o noutate pentru orașul Târgu Neamț, știm cu toții că în cel mai scurt timp se va deschide un nou centru, un nou magazin, mai bine de spun, acel magazin Kaufland. Ca urmare a discuțiilor purtate cu constructorul și cu reprezentanții Kaufland, am reușit să-i convingem a se construi pe bugetul dumnealor un senzilatoriu la intersecția străzii Mihai Eminescu cu zona care duce spre respectivul centru. Un senzilatoriu indicat de către conducerea primăriei, aici mă refer la modul cum va arăta senzul giratoriu. Am spus pe banii constructorului și a reprezentanților Kaufland. Ce este îmbucurător este faptul că, odată cu construcția acestui senzilatoriu, traficul în Târgu Neamț va fi fluidizat. Am discutat cu constructorul respectivului sens și au survenit ceva modificări. În proiectul inițial se discuta de acel rond care va fi construit din pavaj. Pe ultima 100 de metri am reușit să-i convingem acel rond să-l construiască din piatră, pentru a ne plia pe istoricul orașului, pe istoria orașului, iar în centru, în mijlocul sensului, vom amplasa probabil statuia cu Ștefan cel Mare. Același lucru îl vom face și la intersecția din Humulești. Sper că în cel mai scurt timp să obținem avizele necesare și să terminăm proiectarea la sensul giratoriu din Humulești, unde vom construi un senzilatoriu la fel cu specific zonei orașului și vom amplasa în mijlocul acelui sens bustul lui Ion Creangă.